În această săptămână, la Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca a fost intensificat programul duhovnicesc. Profesorii și elevii instituției de învățământ au participat la slujbele specifice perioadei și în fiecare zi s-au bucurat de prezența unui invitat special care le-a adresat un cuvânt de învățătură. Astăzi, în mijlocul lor, s-a aflat înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Înalt preasfințitul Părinte Andrei a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite în capela Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Alături de ierarh s-au aflat în rugăciune profesorii și elevii instituției. La finalul slujbei, înalt preasfinția s-a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Răstignire duhovnicească, în care a vorbit despre perioada postului mare în care suntem chemați la pocăință, la rugăciune și la înmulțirea faptelor bune. Plecând de la forma pe care o are Sfânta Cruce, cu cele patru laturi ale sale, cei ce au meditat la faptul că din punct de vedere duhovnicesc ne răstignim împreună cu Hristos, au spus așa, ne răstignim împreună cu Hristos cu ajutorul alor patru cuie. Și acestea sunt aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Eu știu că frăților voastre vă este greu să vă aduceți aminte de moarte de la vârsta asta. Și nici nu doresc neapărat să vă obsedeze gândul morții, dar totuși, tâlcuind acest verset a Sfântului Apostol Pavel, vă voi spune că aducându-ne aminte de faptul că odată viața se sfârșește, cuiul acesta ar trebui să ne determine să fim mult, mult mai buni. După cuvântul de învățătură, ierarhul le-a dăruit elevilor cartea Răstignirea duhovnicească. În fiecare an, în prima săptămână din postul mare, îl avem în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, care ne binecuvintează și împreună cu care slujim liturghia darurilor. Această liturghie cu un profund caracter catehetic, care se desfășoară într-o atmosferă zmerită, într-o atmosferă de post, de asceză, de retragere, iată, are loc și în școala noastră, ajutându-i pe copii să intre într-o lume care mai târziu, când vor deveni adulți, le va deveni foarte apropiată. În primele patru zile din prima săptămână a postului mare, am participat împreună cu părinții, profesori și colegii la canonul Sfântului Andrei Criteanul de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Participarea la Sfânta Liturghie, avându-l în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul Andrei, ne liniștește atât și pe mine, pe colegi, pe profesori. Să ne rugăm cât mai mult la Dumnezeu să ne dea putere și mai ales să-i binecuvinteze pe toți care au venit aici să se roage la bunul Dumnezeu. Este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului. Mă simt norocoasă că am reușit să particip la această slujbă alături de colegii mei, de profesori. Cred că postul mare este un post greu. Nădăjduiesc că Dumnezeu ne va ajuta să trecem cu bine. Perioada postului înseamnă pentru mine un timp de rugăciune mai intensă și îmi propun să fac o schimbare în bine pentru a întâmpina cu bucurie praznicul învierii. Colegiul Ortodox își desfășoară neîntrerupt activitatea din anul 1952, din momentul desființării abuzive de către regimul comunist a Institutului Teologic Ortodox Român, care a funcționat în perioada 1924-1952. Din anul 2012, în cadrul instituției, au fost înființate clase și pentru ciclurile primar și gimnazial.